10:30. Temperatura nu e chiar 85 de grade, doar vreo 3. Pe 19 decembrie, deci 8-5 grade. Și eu pornesc la pedalat cu bicla lui Cosmin, împrumutată. Un biciclist simpatic care mi-a răspuns la apel și a zis: na băi, bicla mea pedalează prin Timișoara. Și mă duc să explorez. Pun camera pe cap și hai să vedem cum sunt drumurile, mai ales pistele biciclistice. Că nu o să mă duc pe drum de țară să nu-i murdăresc omului bicla. Îmi plac drumurile lăturalnice, nu arterele aglomerate, pentru că acolo aerul e poluat și lucrurile cam toate sunt văzute, sunt filmate din camerele celea de la Google și cu Street View poți să le vezi pe internet, dar pe aici camerele celea nu au intrat, așa că vin să explorez locuri neumblate. Deseori am ghinionul, nemulțumirea și revolta să intru în astfel de curți și să n-aibă ieșire pe partea cealaltă, deci trebuiască să mă întorc. Dar acum știu locul ăsta, am mai fost și am satisfacția să ies la o pistă biciclistică. Îndrept oglinda să văd în spate, chiar dacă n-am exercițiu de pe bicicletă, să mă uit în oglindă în spate. În mașină m-am obișnuit, dar pe bicicletă parcă nu-mi vine. Asta e pista mea preferată pe carosabil. Cele de pe trotuar mă omoară, dar să vedem de ce s-așa de rele. Poate nu. Să vedem câte viteze mai are bița. Asta e maximă, da? Pentru că e MTB. Iată și primul biciclist. Sâmbătă dimineață. Ne salutăm. O să creadă că m-am scrântit. Aici nu știu cine are prioritate și nu știu ce înseamnă triunghiul acela. Dar mai bine m-am asigurat. Oho, dar pista asta e lunicoasă. Am făcut test de frână și mi-a fugit roata din spate. Ce s-a gândit primăria? Hai să o vopsim în verde, că dă bine la televizor. Dar nu s-au gândit că o să accidenteze lumea. Și aici băltoacă în mijlocul drumului. Ceva s-a întâmplat. Unul merge cu farul aprins, dar nu știu de ce. Ziua în amiaza mare. Îi madama. Înțeleg că mașinile trebuie să aibă aprinse farurile pe timp de iarnă. Dar bicicletele? Sau pentru că suntem pe carosabil, sunt aceleași reguli și pentru noi. Stop. Stop înseamnă în orice limbă stop. Acum m-am băgat și pornesc și eu lampa. Mai eu după cap femeie. Înseamnă că e mai bine așa. Dar nu e nici ceață, nici ploaie, nici ninsoare că e iarna.
Iată, doi bărbați pe biciclete, până acum n-aveau lumina aprinsă. Numai femeie ce e și eu. Oricum n-am de gând să pedalez noaptea, vreau să văd și să vă arăt. De ce? Nici nu trebuie să economisez baterii. Oho, arde luminiță pe margine de pistă de biciclete. Aici e, opa, teren accidentat. Și cum e lunecoasă pista, e risc să pierzi bicicleta de sub picioare. Mai ales trotineta alunecă ușor. Care cauciucurile lunecoase, netede. Nu știu unde mă duce pista asta, dar nici nu mă interesează. Vreau să văd orașul, am toată ziua la dispoziție. Am mâncat o grămadă de cereale de dimineață. Am putere, energie. Pedalez o săptămână, mi-am luat și apă. Stop. Traversăm. Încă o dama cu bicicleta, dar fără lumini aprinsă. Poate nici nu le are. Hai, Timișoara! Hai să vedem! Câte și fel de piste ai! Vezi că filmez? Se vede? Se vede! Dacă mă văd eu în oglindă, mă vedeți și voi! Iată unii și aleargă. Bine fac. Fug de boală și de moarte. Ce facem ca să mai creștem viteza? Facem așa. Da. Gheorghe Ranetti. Dar încă nu a trecut nicio mașină pe strada asta. Ciudat. O grămadă de biciclete, dar mașini niciuna. Și nici nu mi-am amintesc cum se numește strada. Numărul 18 înseamnă că acolo și-a început. Eneas. Așa se numește. Ce-o fie însemnând? Pare un nume mitologic grecesc. Nuci pe marginea drumului. Mă tem că nu sunt comestibile. În oraș e multă poluare. Plantați nuci la țară, nu în oraș. Dar de fapt și de aici le mănâncă ciorile, alte păsărele. Acum pista s-a terminat, deci o iau la stânga. Dar cum o iau la stânga? Ca șoferii sau ca bicicliști? Mă tem că am ajuns la calea Șagului, dacă nu greșesc. Deci, pentru că sunt mașini de poliție multe, hai să inspectăm zona. Eu și mașinile de poliție. Deci, direcția Reșița Belgrad, adică spre sud. Asta cred că e calea Șagului. Mersi.
secția 3 de poliție. Am semaforul verde, bulevardul Dâmbovița. Ups, încă o nene cu oglindă, retrovizoare la biclă. O să ies pe carosabil, că trotuarul e aglomerat. Și aici revenim pe pista de pe trotuar, care e liberă. Bun. Minute și jumate de baterie. A, nu, jumate de card, bateria e plină. Ha, nu mai funcționează butonul de oprire și pornire. Dar dacă îl rog frumos. Dar dacă scot bateria, el nu mai poate păcăli așa. Să ajung la Timiș, la râu. Vreau să înconjor orașul Timișoara. Nu știu dacă Chișoda și Ghiroc fac parte din oraș, din municipiu, dar văd că sunt lipite și n-am putut să le evit.
Sunt la Giroc sau Giroc, a treia localitate după Timișoara, Chișoda și iată satul ăsta sau oraș, nu știu ce fi eu. Suburbia Timișoarei. Mă întorc spre oraș. Următorul probabil e Giroda sau Giroda. O altă suburbie Timișoarei, dar deja în vest. Acum sunt în sud. Continui să pedalez. Vremea e bună. Eu m-am înfierbântat. Am uitat să mă uit câți kilometri am, dar nu contează. Timișoara tot s-a dus cu noi. Se depozitează la margine în mod necontrolat, periculos, ilegal, neautorizat. Vedeam că aici oamenii sunt mai responsabili, mai civilizați. Dar se pare că nu. Și urmele arată că au fost chiar recent. Transporturi. Înspre Giroda. Zona industrială. Aici avem mure și măcieș. Și urme de copite de cai. Ca la țară. Dar gunoi ca la oraș. Civilizație poluatoare. Sticlă de plastic folosit o singură dată și a ajuns în natură. Și cumpărăm fiecare zi 2-3 astfel de sticle în neștire. Iată și cartușul de printer, totul din plastic, tot ajunge în natură. După aceea se fărâmițează, transformă în microplastic și ajunge în plămâni, în rinichi, în ficatul nostru. Și ne distruge. Ne omoară. Dar nu prea ne pasă. Mi se pare că o să trăim 100 de vieți. Nu mă tem că avem numai una. Și contează cum o trăim. Urc iar pe bicicletă și dă-i și înconjoară Timișoara.
cerșetează, filmează până se termină bateriile. Altfel, putere, energie. Am un fazan, am văzut, a trecut drumul. Data trecută l-am auzit, dar când mergeam pe jos. Nu aici, în altă parte. Și l-am văzut cu coada ochiului zburând din copac, dar aici l-am văzut trecând drumul. Foarte frumos. A zburat și acum, dar era deja departe. Și n-a zis nimic. Atunci era zgomotos. Fazan. Fazanul ca și omul e diferit. Am oprit la intersecție în zona fabric ca să schimb bateria la cameră. M-a ținut până aici. Prima. A doua, sper să mă țină până la capăt, că pe a treia nu o găsesc. Oricum, mulțumesc Constantin Veșca pentru aparate, pentru grijă cu baterii de rezervă. Dar m-am oprit să arăt murdăria de trotuare și nu doar frunzele care stau și trezești, primăria nu le îndepărtează, dar și iată zoaiele astea care vin de la spălătorie. Zoaie care conțin detergenți, care conțin uleiuri și alte chimicale de la mașini și care înseamnă poluare, pentru că se transformă în praf, intră în plămânii noștri și e total nesănătos. Deci ar trebui să se intereseze inspecția de mediu, garda de mediu, de spălătorie asta. De ce a fost construit așa încât zoaiele curg de aici? Încă nu sigur că celelalte care se adună acolo sunt filtrate conform legii. Dar poate cu ocazia vizitei aici, garda de mediu, o să afle și unde se duc celelalte zoaie. Clar că o parte vin pe trotuar și pe carosabil și asta e ilegal, nesănătos, periculos. Se văd dacă o iau încolo sau dacă vă duc mai departe. De 12:30 se văd unde am ajuns. Cât am? 22 de kilometri până acum. Și asta e zona unde am ajuns. Aproape că m-am întors la locul de plecare. Dar vreau să ajung la pădurea verde, să înconjur orașul așa și eventual să întorc omului bicicleta de unde am luat-o, că e foarte greu de urcat scările cu ea. E grea și nu încape lift. Și afară nu pot să o las, că se fură imediat și nu e a mea. Uite, aici e în Ghinoa, dar vezi? Este bine cum ne-am orientat și ce-am zis. Vezi? Dacă eu fac traseul ăsta, că mă duc la spa și știu zona, dar aici văd că a făcut traseul nou, uite că nu a fost ăsta. A, deci dacă ne duceam pe drumul ăla încolo, tot aici ajungeam. Asta e. Oh, dar ce pistă faină. Acum ziceau că vor să întindă pista până la ieșire din Giro, dar e super, că ne-am ajută mult. Lată, izolată de trafic. N-am pozițiat-o pe aici. Pe roțile ca mine, 28. Nu, i-am 29.
de la Ghiroda, am găsit o însoțitoare de drum care se rătăcise, se ducea la spa, la Jumbo. Eu am crezut că e localitate Jumbo. Când am ajuns la el, e Jumbo, un centru comercial. Bine, bravo! Acum sunt în nordul Timișoarei. Am vreo 32 de kilometri și probabil tot atât o să mai fac pe drumul ăsta național până la Decathlon și după aia o iau spre Dumbrăvița, spre casa omului, să-i duc bicicleta acasă. Și o să pot pretinde că am făcut un tur al Timișoarei. Și o să am probe video. Sper că o să vă plac sau că v-au plăcut deja. Prima dată când am băut apă era de temperatura camerei, acum s-a răcit și trebuie să o încălzesc. O pisică a trecut periculos drumul și a fost rănită. Și o să cam moară. Degeaba se spune că are 7 vieți pisica. Dacă nu o să te mai bagi la drum, o să-ți fie mai ușor. Eu zic mai bine să rămâi în râpă până îți revii. Pisică pisoieș. Am pus niște anunțuri în grupuri de prieteni animalelor din Timișoara cu locația și cu poza pisicii. Sper să vină să o ajute cineva. Dar e posibil să-și revină singură. Dacă n-a nimerit sub roți și doar a fost lovită, o fi șocată, stresată, contuzionată, dar poate-și revine. Mai mult de atât nu pot să-i fac. Pisică. Văd că și un iepuraș a fost zdrobit pe drum lângă aeroport. Ăsta nu mai poate fi salvat. Pare rău pentru el. Singurele dealuri pe aici sunt așa artificiale. Poduri, pasaje, viaducte. În rest, terenul e plat. Plat.
Am ieșit pe carosabil pentru că trotuarul acela e cu prag. Nu pot intra cu bicicleta pe el decât dacă vreau să risc o dezechilibrare și o căzătură. Acela care plutește deasupra satului, cred că e un șoim, un voltur, care caută șoricei. Zboară, zboară deasupra și după aia s-aruncă spre ei. Băi, răilor, lăsați-l în pace! Prin oraș nu prea sunt câini vagabonzi, dar aici, prin suburbii, sunt mulți. Haide! Probabil din sate sunt abandonați, se mulțesc. S-au ținut ca paznici aici, în zona industrială. Iată și acolo pilanul 1 se plimbă tot un maidanez de la Hela. 2 3 Oho, 4 Cred că aleargă după un iepure. Oare îl prind? Nu. Iepurile aleargă repede. Oho! Mult mai repede. Am ajuns și la Dumbrăvița. Avem și la noi în raion Sângerei, lângă Bălți, localitatea Dumbrăvița. Ca să vezi cât de mică e lumea. Și Chișinău, Criș, pe aici, prin Crișana. Deci partea extremă vestică a României se aseamănă ca în oglindă cu extremitatea estică a spațiului românesc, vorba primarului de Chișinău, Ivan Ceban. Biserici vechi, biserici moderne. Și cu mesaj anti-avort. Dacă nu-i, nu-i civilizație modernă. Bisericile se împotrivesc și educației sexuale. Acum se împotrivesc și sănătății femeii. Biserica consideră că trebuie toți embrionii să ajungă copii, ca să aibă ea ce boteza. Of. Și aici o copie a sculpturii lui Brâncuș. Domnișoara Pogani, cred că, sau cum o cheamă. Iată și sărutul tot de Brâncuș copiat, imitat. Dar Brâncuș nu era habotnic ca voi. De asta și-a ajuns universal. Pentru că privea mai larg la lucruri, nu se oprea la pescuit de suflete și îmbogățire cu orice preț.
Dumbrăvița Timișoarei. Se pare că pisica aceea a fost salvată, au reacționat imediat câteva fete, femei din grupul celălalt, s-au dus și au găsit-o. Se pare că cineva s-a găsit și proprietara pisicii. Deci nu era chiar sălbatic, chiar dacă pare de aceea sălbatică la culoare. Era o pisică de casă. Sper să o poată salva și să mai aibă câteva vieți, cum scrie la carte. Dar eu încă nu am 42 de kilometri, credeam că am făcut deja maraton, dar m-am reținut cu fapta bună, cu pisica. Abia acum se apropie de 40. Am stat la o benzinărie și am mâncat o plăcintă și un ceai, că ciocolată caldă n-aveau. Și acum am întors spre Timișoara. Ce gard exotic. Strada Madrid. Cam glod pentru Madrid și Atena. Dar alături era glod de București, aici avem glod de Viena. Ce s-au mai gândit și la Dumbrăvița asta? Cracovia. Bună idee, în care alt oraș am văzut, sau sat de suburbie, am văzut strada Ghiroc, îmi pare că am văzut strada Diversității, strada Egalității, foarte duios. Ce sărbează oamenii aici? Inaugurează asfaltul proaspăt. Următoarele alegeri sunt peste 3 ani, degrabă nu mai văd alt asfalt. Mă gândesc și eu. Strada Roma. Hai și la Città Eterna. O, câine rău, clăpăug, frustrat. O, strada Puccini, alt câine rău, mițos, în mijlocul drumului. La orizont arde ceva. Dacă am drum să ajung acolo la drumul național. Dar sper, încerc, caut. Pe dreapta poate să fie dai glod. Pe stânga mai probabil. Să vedem ce arde acolo, dar s-ar putea să ardă foarte departe, că aici distanțele sunt înșelătoare, terenul e plat.
cam 50 de kilometri. Și m-am oprit aici să văd obeliscul ăsta. M-a impresionat cifra. Are aproape 200 de ani. Nelipsita cruce răstignire. Și inscripția modernă, verde, în patru limbi. Zice că mai impresionant decât monumentul ar fi inscripția asta. Inscripțiile astea. Asta pare în latină. Asta nu înțeleg în ce limbă, dar pare română amestecată cu spaniolă și italiană sau a română ceva. ...35 de kilometri de drum pietruit. I-a impresionat pe ei la începutul secolului 19. Aici în germană. Și aici probabil în maghiară. Nu știu ce domnie era atunci aici în Banat, dar tare era religioasă. Și acum oamenii sunt religioși și nu prea le pasă de mediu. Aici aruncă gunoi și aici lasă gunoi. Au adus cu tirul gunoi aici la marginea Timișoarei și marginea satului Sacalaz sau cum l-o fi chemând și nu putea să iasă. Dar ia uitați-vă cum murdăresc carosabilul. Nu știu cât de legală e gunoi ăștia asta. Dar sigur e poluant. Gunoiul ăsta de pe carosabil se transformă în praf, se duce în oraș sau aici e inhalat de oamenii din sat. Am rătăcit aici între două sate. N-am nimerit bine drumul pavat între ele. Și iată, număr iară cuiburile de păsări și gunoaiele din șanț. Da, bine. Nu mai am mult până la canalul Bega și de acolo ajung acasă. M-a oprit doar să bag niște energie să nu moară băiețelul de foame. Mă îndreptam cu minte acasă, spre sud, când am văzut deasupra satului fum negru. Bine, el era negru la început, acum aici de aproape pare alb. Dar oricum e toxic și ilegal. Aici unul își face grătar. E explicabil, chiar dacă e cam primitiv. Dar acolo altul arde vegetație. Și fumul se duce spre Timișoara. Gospodarii ăștia se pare că poluează și aici, în stradă.
lângă casa lor. Se pare că fumul iese de acolo. Vecinul zice că este de la 223. Halal. Se numește strada a treia. Să-i știe primarul și polițistul de sector. Poate îi ogoiește. Să, cum să spun eu, parlamentul să fie corect, să nu fure, să nu fie jigodii și așa da, mai da. Departe. Cum vrei parlamentul să nu fure dacă dumneata... Să nu fie mic, să spui de parlament. Parlament, cum vrei parlamentul există. Să fie corect dacă dumneata încalci legea? La noi e o ciumă de hoți și de șmecheri. Cum vrei ei să fie buni dacă dumneata încalci legea? Dumneata mă otrăvești pe mine și îți otrăvești vecinii. Mai mult otrăvești ei. Mai mult otrăvești ei. Dumneata, iată, în cazul ăsta otrăvești vecinii. Ce mă otrăvești pe mine care merg pe lăt? Și fumul se duce spre Timișoara. Poate anunți garda de mediu și îți vine la poartă. Mentalitate păguboasă. Parlamentul e vinovat că eu dau foc la vegetație și nu curăț șanțul și arunc gunoi pe Maidan. Dragnea e vinovat că el aici lângă Timișoara poluează. Cum să nu poate? Rușii, americani, marțienii sunt vinovați că avem cel mai poluat aer în orașe mari. Noi îl inhalăm, noi ne otrăvim. Noi suferim și murim pe capete. Am pornit la drum cu bicicleta. Am înconjurat toată Timișoara și satele, orașele din suburbii. Am făcut 80 de kilometri în 6 ore și mă întorc acasă pe jos. Pentru că am ratat de vreo 2 ori tramvaiul nouă, care face așa un cârlig prin marginea orașului. L-am pierdut și acolo, că n-am știut în care parte să-l iau. Eram convins că trebuie spre centru, dar pare că trebuia să-l iau încă mai spre margine, ca el să facă o curbă și să vină unde-mi trebuie mie. Și așa că mă duc pe jos. E mai sănătos și mai ieftin. Economie de 2,50 lei. Oricum e comod în transportul public din Timișoara. Cel puțin în tramvai intri și plătești cu telefonul sau cu un card contactless, imediat ți-o lua banii și ți-o dat bilet. Și timp de o oră poți mergi cu biletul acela. Ceea ce e minunat. Mi-am făcut pohta ce am pohtit. Mulțumesc, Cosmin, pentru bicicletă. Poate mai ies și în zilele următoare dacă o să fie amabil. O să mai explorez poate și orașul prin centru, dar aici pot să merg și pe jos. Sunt atâtea trotuare care nu toate sunt ocupate de mașini ca la București. Din contră, aici pe trotuare sunt piste biciclistice și îți vin din când în când sonerii și claxoane. Dar e bine. Noroc, dedic pedalarea asta de 6 ore celor 7 zile de rezistență a timișorenilor împotriva dictaturii în 89, 31 de ani în urmă. Bravo, curaj, învățăm de la voi să nu mai admitem totalitarism și dictatură și bătaie de joc de drepturile omului.